Salut, prieteni! Am aici, în fața voastră, două, iar eu sunt Zbora. Ok, data trecută v-am arătat un atomizor, o clonă a unui atomizor foarte bun, și anume Aqua, acelor de la UVO System, făcut de Futon. Astăzi am plăcerea să vă arăt un mod mecanic ceva mai deosebit, și anume origine, de unde și chestia cu ouăle. Dar hai mai bine să vedem pe close-up ce este acest mod mecanic, ce atomizoare stau bine pe el și ce tipuri de baterii merg în acest mod. Vine în această cutie de prezentare. Acesta este modul nostru și hai să o luăm pe rând de la buton. Cei care au răbdare, la sfârșitul recenzii o să vă arăt exact acest buton, care după vremea mi se pare destul de complex. Tubul gravat, finisat, un fel braș ridat. Avem aici origin, tubul mijlociu. Aici mai avem o extensie pentru a-l folosi cu kick sau cu bateria 18500. Conector 510, iar acest inel joacă rolul de air flow control. Sau ce avem în plus la el? Putem să-l folosim, îl înfiletez pe ala, puteți să-l folosiți cu acest tip de CT-uri sau cu reglându-i aerul sau întorcându-l invers. El este flat, mă scuzați. Folosiți alt tipuri de vaporizatoare care își iau aerul prin lateral, nu prin conectorul 510. Haideți să-i măsurăm puțin căderea în sarcină. O să folosesc o baterie IMR 18600. Filetul nu este nici cel mai grozav, nici cel mai prost care l-am întâlnit. Nu sunt eu obișnuit, are pasul foarte mic. Trebuie să dai și în spate și după aceea în față ca să-i prinzi pasul. Făcându-l mai subțire, i-a făcut pasul mai mic la filet. Ok. Îi punem o baterie și iar să vedem cum se comportă în sarcină. O să-i montez Voltex-ul. Cred că așa se vede. Bateria are 4,12. Folosesc un cartomizor cu rezistență standard de 2 ohm de la Boghe. Și în sarcină cam 3,83, 3,7. Mai strâng puțin. 3,83. O cădere destul de măricică, ținând cont că acest mod este acționat pe magneți. O să vă arăt la buton. O să vi-l cântăresc, să-l dau repede bateria din el. Țin să pun și cântarul. Are cam, să mă uit și eu, 84 de grame și cu extensia, dacă folosiți kick, cam 91 de grame. Bun. Asta fără kick și fără baterie. Să-l vedem și ca diametru.
greu de lucrat. 20, nu cred că e locvent, să vedem aici. 20,92 diametru, iar fără kick are undeva, să-l pun așa pe masă, butonul deschis, 95,47 de milimetri. Bun, haideți să vedem cum dă, dar până una alta vreau să vă mai arăt. Fiind la episodul 2, la clonele de la acest producător, puteți să-l folosiți schimbându-i acest pin, atomizorul Aqua, transformând modul într-un mod hibrid fără conector 510. Bun. Origin. Bun, ați văzut ce este modul Origin. Cu căderea lui în sarcină, cam așa arată în varianta mică. Pe finalul acestei recenzii o să vă pun și un filmuleț dat pe rapid cum se demontează și cum se montează acest buton. Ați văzut două sisteme de blocare. Destul de interesant a fost conceput acest mod. Cam așa este pe atomizorul Talos. Magneții merg foarte ușor în buton. Pe o rezistență de un ohm, Genesis inversat. E foarte mic și compact. Bun, dar e interesantă chestia asta cu reglajul de aer. Dacă îl întorceam invers, nu aveam așa de mult aer, deoarece știți, Talosul, deși are găurica aici de tiraj, se alimentează și prin conectorul 510. Deci dacă folosiți pe el ceva de gen DCT-uri care își iau aerul pe jos, se va închide foarte, se va așeza foarte bine pe acest mod. Bun, haideți să îl dau jos, să-l montăm pe ceva mai mare. Cum ar fi, să vă ce am pe aici, cum ar fi ăsta, Kaifun 3.1. Bun, i-am dat butonul jos. Luăm extensia, îi punem extensia mare. Să iau o baterie scoasă de la încărcat și o să-i montăm și inelul, l-ați văzut, cu kick. Nu este un kick, este o clonă de la Smoketech. Asta am vrut să vă arăt. Vă rămâne aici destul de mult. Capacul superior nu se închide chiar etanș. Probabil ei au alte tipuri de baterii când le confecționează. La mine cam așa. Bun. Cam așa arată full size cu Kaifun 3.1. Să vedem dacă merge. Bun. A trebuit să mai strâng un pic de atomizor. Cam așa. Atomizorul 3.1 este mult mai lat și merge cam așa. Rezistență 1.5, microcoil, setat undeva la valoarea de 11 W.
Da, într-adevăr, cu kick nu simți acea cădere. L-am testat cam o săptămână. Este interesant, nu alunecă din mână. Se aud cum este finisajul. Are ceva, să zic, iridat. Nu știu. Am mai întâlnit sistemul ăsta de uitați cum arată cu atomizorul de la Aqua. Trebuie să aveți grijă, are pasul la filet foarte mic, un pas mai mic, făcându-l așa de mai subțire. Obișnuit cu ce am avut până acum, clonele de la Caravela, care aveau pasul mult mai mare și modul era mult mai gros. Joacă bateria, imediat o să o urcăm puțin mai sus. Atomizorul l-am setat de data asta pe silica. Are undeva 1,5 ohmi dual coil. Bun. Prindem pasul. Nu mai joacă. Acum probabil o să-i puneți la pinul. Bun, având atâtea configurații, bineînțeles, a trebuit să editez mult. Asta e, vreau să vi-l arăt cum merge cu ăla, cu ăla, cu ăla. Bun, cam așa arată Aqua cu Origin. Arată impecabil. Și cam așa merge. Lichid 70 PG, 30 VG, undeva la 6 mg nicotină. Într-adevăr, merge și pe silica. Prefer sistemul dual coil pe coton, dar chiar am vrut să-l setez și pe silica, să văd cum merge pe silica. E mai ușor pentru cei care nu prea au setat microcoilul pe bumbac sau la sistemul ăsta Aqua, se inundă mult mai ușor. Merge foarte bine și pe silica. Chiar nu e mare. Să vi-l compar cu Provari. Varianta full. 18650, cam așa arată pe lângă un Provari. Tot modul hibrid 18650 cu atomizorul de la Aqua. Foarte multe configurații vă ofer acest mod, mai ales dacă dețineți și un atomizor Aqua. Se pupă perfect. Vă mulțumesc tare mult. Până data viitoare, vă spun la revedere. Nu uitați să vă uitați și să vă abonați pe YouTube Zbora Sorin Legat și Facebook Vapori de la Zbora. Și uitați-vă și cum e butonul. Pentru cei care sunt mai răbdători dintre voi, n-am vrut să plictisesc pe close-up. În sfârșit, la finalul recenziei am vrut să vă arăt butonul. Cam atâtea piese are. O să încerc, dacă reușesc, să-l fac la loc, să vi-l arăt. Baza principală a butonului, vedeți aici cu filetul, butonul și contactorii de alarmă. Plus, stați să văd că pe aici am o pensetă, da? Magneții.
magneții, acești doi, și mai are un alt magnet pe butonul modului. Ok. Luăm frumos. Punem acest izolator prima dată. În caz că bateria vă joacă, că folosiți unul cu buton, o baterie flat, dați stânga, aveți aici două canturi pe care vă puteți regla bateria. Ok. În exteriorul butonului mai avem acest inel care joacă rol și de blocare cu aceste două garnituri. Până aici văd că am reușit. Să văd în continuare. După care, bineînțeles, inelul de blocare. Pe care îl strângem cam așa. Introducem în interior acești doi magneți cu acest buton, capăt al butonului, care este prevăzut și cu un magnet. Sper să fi pus bine, să nu se căutăm să se respingă. Da. Am reușit tura asta. Ok, în acest buton introducem contactul acesta de alamă. Pe care îl înfiletăm cam atât până iese de partea cealaltă. Maxim. Puteți să vă ajustați contactul cu minusul bateriei. Ok, după care ușor îl asamblăm. Cam așa este, acesta este. Sper că n-am făcut prea multe umbre. După care luăm această piuliță realizată tot din alamă și o să încerc să îi prind. Am greu să lucrez la așa distanță. Cam atât. Să îi prind pasul. Gata. Și strângeți bine această piuliță. După care, ajustabil este și contactul tot din alamă. Bun. În caz că aveți probleme, nu prinde contactul. Cu acest buton se poate ajusta să nu zdrângăne bateria prin acest delrin. Exact cât trebuie să vă iasă conectorul. Cu ajutorul unei pensete, cine e mai delicat, ajustați exact cât să vină pe înălțime conectorul de plus al modului. Ok. Origin. Buton. Mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere!